Dumnezeu dintr-un început a creat familia. A spus Dumnezeu, nu este bine să fie omul singur pe pământ. De aceea fiecare la maturitate dorește să-și întemeieze o familie împreună cu persoana potrivită. Andreea, sunteți aici astăzi pentru a deveni una prin taina cununiei și pentru că și voi v-ați regăsit unul în celălalt, după cum odinioară Adam în Eva și Eva în Adam. Așa încât unitatea să fie însușirea familiei voastre, însușirea de bază, și să fiți uniți într-o toate, punând, evident, la temelia căsniciei voastre credința în Dumnezeu care întărește unitatea. A fi una înseamnă a suferi amândoi când e de suferit și a vă bucura amândoi când e o bucurie. A fi una înseamnă a vă regăsi liniștea și odihna unul în celălalt.